Domnule profesor, din această experiență, această aventură, distracție, cum se spune, am putea oare să le dăm străinilor o idee de distracție în sensul că să facă asemenea campanii cu mașini, noi încă mai avem destule de Daci. Cum traseu de acest gen, nu știu, la noi sau poate chiar european, poate fi un model aceste, pentru... Da, în urma acestui amestec între aventură și caritate și tot ce vreți, eu zic că avem de învățat toată lumea, noi de la ei, ei de la noi, iar în România posibilitățile sunt nenumărate din cauza că piața este practic goală. Și nu avem întreprinzători. În cazul ăsta este. Nu avem întreprinzători care să vină cu fantezie și cu inițiativă și cu un pic de gălăgie, că tot ce se întâmplă în presă și în media în general trebuie să se audă. Degeaba mă apuc eu să fac un eveniment dacă nu se aude despre el. Deci trebuie combinat ingeniozitatea românească cu tehnologia din vest, cu peisajele de la noi din țară, cu inteligența românească și așa mai departe, se poate vorbi foarte mult. Avem nevoie de antreprenori și sunt un mare susținător acestei idei. Chiar acum, începând de mâine, voi avea o discuție cu decanul nostru la Facultatea de Business și vă spune clar, misiunea noastră a Facultății de Business este să formăm întreprinzători. Nu oameni pentru piața muncii. Piața muncii se descurcă și fără noi. De practică, pe o excursie asemănătoare, pe o... Ne gândim, în țară... oricum provocarea există, toți ne vom gândi la o metodă sau două de promovare, ne vom gândi, nu neapărat cu Dacia sau cu mașini, este o chestiune la care am enunțul inițial este să nu există nicio limită, în sensul bun al cuvântului. Este să nu ne limităm la nimic, ci să lăsăm imaginația să lucreze și să facem noi ceva, prin care să fim văzuți și recunoscuți. Mulțumesc!